Bună dimineața! Suntem la Tribuna Ideilor într-o formulă deja consacrată la noi la Universitate. În studio este prezent alături de mine domnul prorector George Niculescu, de la Cluj domnul ministru Andrei Marga, de la București de data aceasta, într-un periplu prin București, domnul cercetător științific Aron Jinaru. Ne-am propus, ca urmare a unor fragmente difuzate în spațiul public în ultima vreme, din care am constatat foarte multe fragilități ale cunoașterii pentru personaje și persoane suspuse, ne-am propus să discutăm despre nivelul pregătirii și nevoia de civism. De ce acest lucru? Pentru că se pare în ultima vreme spațiul public este populat cu persoane care nu numai că manifestă o precaritate serioasă, spune, în pregătire și în cunoașterea, de ori din general măcar, dar sunt în diverse poziții de decizie, influențând aceste decizii prin spiritul lor ignorant și prin dominarea minților lor de aceste lacune care îi caracterizează pe parcursul școlarității, pe parcursul, să zicem, integrării sociale, pe parcursul coexistenței lor în spațiul public cu personalități de anvergură, am putea să spunem, dar care de multe ori sunt eclipsate tocmai ca urmare a faptului că nu sunt chemate să da, soluții pentru probleme diverse. O să prezentăm un foarte scurt film care vizează o atitudine care pe foarte mulți i-a uimit. Este vorba, vom spune după aceea, după ce vizionăm și audiem acest fragment dintr-o declarație a unui personaj care ocupă o demnitate publică. Cum poți să faci față noilor pericuri ale funcției? Că una era să păzești un obiectiv și să stai 24 de ore lângă 24 de ore în bolovan, alta este să relaționezi în fiecare zi cu cetățenii dintr-un anumit oraș. Am fost de acord cu dumneavoastră. Mai puneți-vă. Cum poți să faci față noilor pericuri ale funcției? Că una era să păzești un obiectiv și să stai 24 de ore lângă 24 de ore în bolovan, alta este să relaționezi în fiecare zi cu cetățenii dintr-un anumit oraș. Am fost de acord cu dumneavoastră. Cum poți să faci față noilor pericuri ale funcției? Că una era să păzești un obiectiv și să stai 24 de ore lângă 24 de ore în bolovan, alta este să relaționezi în fiecare zi cu cetățenii dintr-un anumit oraș. Am fost de acord cu dumneavoastră. Da, acesta este filmulețul. Este o declarație pentru invitații noștri. Vreau să spun că declarația aparține primarului municipiului Târgu Jiu, este vorba de Marcel Romanescu, primar care, spre a justifica o inițiativă a lui care nu ne interesează din acest punct de vedere, o inițiativă de desființare a poliției locale, vine și batjocorește ceea ce este cel mai de preț
pentru, nu numai pentru municipiul Târgu Jiu, pe teritoriul căruia se află cele trei capodopere inegalabile ale marelui sculptor Constantin Brâncuș, dar în același timp vine și își demonstrează o atitudine, aș spune, total în dezacord cu principiile liberalismului, cu principiile axiologiei actuale, cu capacitatea, să spunem, de cunoaștere și apreciere a valorii. Probabil, adică noi știm toți că a defini valoarea este un demers cu mai mare dificultate, în tot cazul, de comun acord se susține că valoarea nu stă exclusiv nici în ceea ce este prețuit, nici în cel care prețuiește, ci este, până la urmă, o relație de apreciere. Dar această relație de apreciere se face și în virtutea unei corespondențe între însușiri, calități de excepție ale obiectului valorizat, în cazul nostru este vorba de operele lui Brâncuș, și năzuințele celui care realizează aprecierea. Ori năzuințele respective sunt de așa manieră încât îl trimite pe o sferă a primitivismului și în același timp pe un exemplu negativ în ceea ce vește civismul pentru edilul municipiului pe teritoriul căruia, cum spuneam, se află opera lui Constantin Brâncuș. Și dacă aceasta este atitudinea lui pe de o parte, pe de altă parte, acesta este nivelul simțului artistic pe care îl dovedește. Aceasta este nivelul de cunoaștere estetică, el reprezentând până la urmă alesul celor din Târgu Jiu, să știți că foarte multe asocieri, și o spun pentru invitații noștri, se fac între cetățenii din Târgu Jiu, nivelul în care ei apreciază aceste capodopere și ceea ce se întâmplă de altfel în plan real, adică lăsarea acestor opere într-un grad de uzură fizică foarte avansată și care ridică semne de întrebare privind integritatea lor. V-aș ruga dacă agreați să facem câteva, eu știu, să emite câteva judecăți privind această declarație a lui Romanescu, pe de o parte, pe de altă parte să venim și să completăm niște lucruri, pentru că pentru mine este un semn de întrebare de ce, de pildă, într-un proces intentat moștenitorilor, să zicem, legal sau mai puțin legal, pentru că vom discuta și această problemă de legalitate, privitoare la dreptul de proprietate intelectuală transmis testamentar, pe de o parte, și de la dreptul de imagine, întrebarea e de ce primăria s-a retras din acest litigiu, nu s-a prezentat, pierzându-se un proces care, după sursele noastre juridice și cunoștințele noastre juridice, cum o să vorbim imediat, aveau sos de izbândă. Domnul ministru. Da, vă mulțumesc, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să ne revedem cu dumneavoastră, cu domnul Jinar, cu domnul proiector Niculescu, cu ceilalți. Sigur, ca fiind direct în subiect, este adevăr șocant că primarul municipiului Târgu Jiu nu își dă seama ce are la Târgu Jiu. Vă spun aceasta, știți bine că am limitat o dată pe un distins rector de biografia lui Brâncuș. Sigur,
Eu am socotit mereu, se știe bine, primarii anteriore, i-am și presat, amical, desigur, să se treacă la formarea muzeului Brâncuș. Aceasta este o datorie a unui primar de Târgu Jiu să facă, de urgență, muzeul Brâncuș. Har Domnului, Universitatea Auzoi Brâncuș a inaugurat în anul dinaintea pandemiei muzeul, dar sigur, exprimă și forțele financiare ale județului, ale municipiului, desigur, ale țării, pentru a face un muzeu pe dimensiunea lui Brâncuș. Acum, revenind la metafora cu bolovanii, vă rog, eu când am auzit prima dată știrea, mă gândeam că el are în vedere, într-adevăr, pietrele de pe vale adunate de Brâncuș la casa, cred că Bernescu, sper că nu mă înșel, Bernescu, Gănescu. Da, sigur, Brâncuș, între altele, observa și natura, se înțelege, și a adunat, așa acolo sunt, a fi păcat să se piardă, eu sper că nu s-au furat între timp, pentru că se fură obiectele Brâncuș și unde se poate se fură. În rest, sigur, aceasta e o imagine primitivă despre sculptura lui Brâncuș, despre sculptura general, că ar fi niște borovane, asta este, cum să zic, mai mult decât blamabil, dar, sigur, e o discuție internațională de mult, și anume, Brâncuș a recurs la tehnica simplificării. Noi știm cât de obsedat a fost, vedem și în ceea ce a declarat, în cartea doamnei Rogojan, despre care sunt reținute acțiile de reflecțiile lui Brâncuș. Sigur, Rogojan a simplificat, dar asta a simplificat în favoarea unei idei. Acum să facem și o mică comparație. Acolo, o vedere istorică a lui, când a apărut florile răului a lui Apoliner, să nu credeți că toată lumea ne-a aplaudat florii răului, cum și tipul sugera, arată ceea ce în lume este neîmplinit, este chiar urât și mai departe, bună măsură. E bine, la Brâncuș este o inovație artistică de tare universală, în fond este o nouă percepție a spațiului, aceasta ar trebui să rețină primarul de Târgu Jiu, noua percepție a spațiului în sculptura lumii s-a făcut începând cu acest tânăr din Gorj, pe nume Constantin Brâncuș, desigur, apoi cu marele artist care s-a consacrat. Aceasta ar trebui el să rețină, sigur, așa se pot invoca tot felul de lucruri, inclusiv incidentul de la Vama Americană, când Brâncuș a făcut marea lui expoziție în Statele Unite, dar ar domnul până la urmă și acolo s-au găsit oameni care au arătat că este vorba de o inovație grandioasă în sculptura universală care trebuie luată în cadare. Sigur, e regretabil, nu poate că primarul de Târgu Jiu nu o să facă tot ce poate ca primar pentru un muzeu solid care să facă faima orașului, ci din acest punct de vedere se ocupă de altul. Domnul Arun Jimaru. Da, pentru mine, când aud o asemenea afirmație, spun numai nimic de comentat. S-a autocalificat cel mai bine un demnitar, fie în zona locală sau nu. Deci n-am nimic de comentat aici. Pe de altă parte, e clar că pe Brâncuș, bineînțeles, declin. Pentru mine, pentru mine Brâncuș e așa l-aș caracteriza cam așa. Brâncuș este creatorul de chintesență pură. Brâncuș este redescoperitorul autenticului arhaic, Brâncuș este înfăptuitorul sublimului plenar și Brâncuș este regăsitorul spiritului peren. Deci, din punctul ăsta de vedere, iar și adevărat că noutatea pe care a adus-o el și revoluția care a adus-o el în sculptură e greu de digerat de marea majoritate. Și m-am aminte, nu știu, Schopenhauer, dacă m-aș fi spunea că la început noul începe prin a fi ridicol, continuă prin a fi periculos și în sfârșit el nu chiar citare, ci pur și simplu în spiritul la ceea ce spunea și în final spune că tot e evident. Probabil că pentru domnul primar e evident ceea ce reprezintă Brâncuș. Este încă în zona aceea în care într-un fel, din păcate, asta este una dintre metehnele noastre, că nu prea știm să ne valorificăm adevăratele valori. Și aici e mare problemă.
pentru că și asta se poate generaliza pentru noi românii și, pe de o parte, într-un fel sau altul, e mult de lucru în zona aceasta. Da, mulțumesc. Sigur că dumneavoastră ați abordat, să zicem, obiectiv această atitudine în ceea ce privește poziția mea și a domnului proiector Niculescu. Lucrurile sunt un pic mai complicate pentru că Romanescu Marcel are și calitate de cadru didactic la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Deci judecăm acest lucru acum pentru că a trăit și Universitatea în mod mai puțin direct sau chiar direct în această declarație total, deci total în dezacord cu ceea ce încercăm la nivelul universității să facem în privința respectului pentru Constantin Brâncuș. Sigur că lucrurile pot fi avansate în diverse direcții. Aici este răspunsul, a spune clar, al atitudinii de delăsare, de nepăsare a edilului față de opera lui Constantin Brâncuș și absența lui din acest proces mai amplu de valorificare pentru, nu numai pentru municipiul Târgu Jiu, ci pentru prestigiul nostru în Europa și în lume. Dacă operele lui Brâncuș, pentru că trebuie puțin clarificat, ei au cât un gardian, unul sau doi gardieni implantați, nu la Casa Gănescu, nu de acei bolovan cu ghilimele vorbea el, nici aceia nu mai sunt bolovan, trebuie să recunoaștem, pentru că ei acele încercări, acele începuturi de lucrări deja au amprenta artisticului, faptul brut s-a transformat oarecum într-un fapt artistic și la nivelul acesta. Nu, este vorba de Masa Tăcerii cu Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului și Coloana Infinitului, unde au polițiști locali care au sarcina de a proteja, de a apăra aceste lucruri. Că stau acolo să păzească, păi asta l-au stabilit prin fișa postului. Dar de ce oare nu încearcă cu eforturi minimale să-i pregătească? Pentru că cei mai mulți dintre ei nu sunt doar absolvenți de studii medici, sunt absolvenți de studii superioare, acești polițiști locali, să-i pregătească spre a fi și un fel de ghizi pentru oamenii care vin la Coloana Infinitului, care vin la Poarta Sărutului, la Masa Tăcerii, expunându-l așa pe înțeles și un mic istoric și care este valoarea și care este relevanța operelor respective. Gândind acum în, deși foarte greu, în paradigma romanesciană, așa, ar însemna că poate urmărim unde își face vreo temelie la vreo casă, să nu ne pomenim că duce cumva fragmente din operele acestea lui Brâncuș, pentru că dacă ele reprezintă bolovan, pe la noi pe aici, bolovan înseamnă fie o bucată de lut așa mai mare și care este pietrificat, fie pietre pur și simplu de pe malul Sohodolului, de pe malul Jiului, pe care oamenii le folosesc. Dar le folosesc la temelia caselor lor sau cu alte prilejuri. Acum vreau să dezvoltăm puțin ca să vedeți cât de multă nepăsare există în privința decidenților administrative aici în legătură cu o altă problemă. Și anume cu problema legată de dreptul de imagine care este total confiscat, deci nici universitate, nici comunitatea locală nu pot să realizeze măcar niște fotografii, niște pliante pe care să le distribuie la cei care vin și fac vizite în parc,
De ce? Domne, se invocă un aspect care deja a devenit, așa, a generat o atitudine de tip fatalist. Nu vom putea face nimic până când nu trece perioada în care succesorii sau cei care au primit prin testament de la Brâncuș acest drept de proprietate intelectuală asupra operelor lui, s-ar revolta și până la urmă ne-ar putea da în judecată. Să vezi că lucrurile nu stau chiar așa. Și vă spunem pe câteva studii și asta aș vrea să mai comentăm puțin, după care să intrăm pe aceste carențe serioase în nivelul de pregătire și care conduc la o degradare, a spune, accentuată chiar a identității noastre ca neam. L-aș ruga pe domnul Niculescu, după ce, sigur, îmi pare un mic comentariu privitor la Bolovani, cu ghilimele de rigoare folosim, dar aparține primarului și cum cetățenii și urmează primarii, n-ar fi lipsit de, n-ar fi o surpriză, ne pomenim cu oameni care merg pe acolo și barjocoresc operele de Brâncuș, că așa primarul spune că sunt niște bolovani, dacă sunt niște bolovani, înseamnă că sunt la îndemâna oricui să facă ce vrea cu ele, cu aceste opere. Pe domnul Niculescu l-aș ruga să, după ce își pune și dumnealui punctul de vedere privitor la această declarație, nu spun că este neinspirată, să știți. E o declarație care îl caracterizează. Pentru că apar asemenea declarații de tot tipul, dar să-l duci pe Brâncuș în asemenea derizoriu, mie mi se pare nu doar o inconștiență crasă, ci mi se pare o incompatibilitate totală între poziția pe care o ocupă prin alegeri și ceea ce el încearcă să-și aroge, minimalizând, practic, tot ceea ce reprezintă până la pecetea pentru municipiul care l-a ales să fie primarul lui. Domn profesor. Da, aș începe cu o mică observație, dacă îmi permite domnul ministru, în legătură cu afirmația dânsului. Să știți că ardelenii au o percepție greșită despre olteni, că neoltenia se fură. Nu, bolovanii cu ghilimele de rigoare nu se pot fura pentru că sunt prea grei. Iar, așa, ca să mergem pe linia umorului, probabil că s-a încercat o banalizare a operelor lui Brâncuș și Bolovan, tocmai pentru a nu se încerca să fie dislocați cu utilaje moderne și așa mai departe, pentru că se știe că într-o anumită perioadă coloana infinită a încercat să fie dărâmată. Aici mă iertați că mă întreb un pic, e vreo deosebire între afirmația aceasta care pare pașnică, dar nu e deloc pașnică, pentru că ea e manipulatorie, și ceea ce au făcut prin 50, anii 50, cei care pentau cultura în regimul comunist, când au legat coloana cu cablu și trăgea cu buldozerele de ea? Da, sigur, pe linia umorului discutam aici. Coloana este un pic înclinată, tocmai din cauza acelei acțiuni absolut incredibile. Cert este că voi încerca să dezvolt o acțiune de maxim civism, în sensul că de a încerca să redăm gorjenilor, românilor, umanității, drepturile de imagine asupra operelor lui Brâncuș, care au fost confiscate de către un canadian de origine română, Teodor Nicol, și care a pus în imposibilitatea, cel puțin în orașul lui Brâncuș, unde sunt eternizate cele mai importante opere ale sale, ansamblu acesta muzeistic, ansamblu monumental de la Târgu Jiu, și care nu au fost și care sigur nu pot să fie nici măcar nu mai imaginat, dar măcar suveniruri care să reflecte imaginea operelor de la Brâncuș, nu mai este nimic posibil în privința aceasta, pentru că domnul respectiv care a confiscat drepturile de imagine efectiv a interzis acest lucru.
Câteva aspecte legate de acest demers, care de aici, de la această masă a fost declanșat în prezența, tot așa de la distanța, domnului ministru Marga, pe data de 19 februarie, când un gorjan care are o asociație Excelsior pentru educație de excelență, deci din punctul ăsta de vedere am găsit elementul comun, și la care universitatea numai că a agreat, dar va fi un vector de a aduna, de a pune la masă pe toți factorii responsabili în acest demers, în sensul de a deschide o acțiune în instanță pentru a recupera drepturile de imagine. Faptul că atunci s-au spus anumite aspecte, noi venim în completare, deci ne asociem și sperăm ca toți factorii, inclusiv cei care, mă rog, au fost și sunt plătiți pentru a apăra, să spunem, pentru a cerceta și a promova și a apăra imaginea lui Brâncuș, care, mă rog, nu au făcut aceste demersuri, dar sperăm să vină la masa aceasta comună și să avem o acțiune care sperăm să fie cu succes, mai ales că legislația studiată și așa cum a fost foarte succint atunci prezentată, ne îndreptățește numai să sperăm, dar chiar să avem și convingerea că lucrurile vor intra pe făgașul normal. Așa, o scurtă prezentare din punct de vedere al legislației privind drepturile de autor. Trebuie să merită să facem o distinție între drepturile de proprietate și drepturile de autor, păstrarea drepturilor de autor. Brâncuș, după cum știm, nu a avut nicio pretenție materială, financiară. El a donat Ligii Femeilor Gorjene din conduse de Aretea Tătărescu, iar Liga a donat primăriei aceste opere sculptate aici la Târgu Jiu. Dar nu a precizat că numai atunci când se face o precizare expresă, atunci asupra dreptului de autor, atunci ar fi intrat în proprietatea a primăriei. Dar nu nefăcând această precizare, există în legislația internațională că dacă nu se face precizarea expresă, atunci rămân drepturile de autor. Și așa cum a instituit legatarii universali pe cei doi soți pictori, Natalia Dumitrescu și Alexandru Istrati, care au avut grijă de Brâncuș în ultima parte a vieții sale, deci le-a dat aceste drepturi de autor, drepturi de imagine. Legislația, ce prevede legislația? În 1923 este dacă nu mă înșel, 126, legea din 1923, care spune la modul general că beneficiază de moștenitorii pe o perioadă de 30 de ani de drepturi de autor. Prin decretul din 1956, 321 din 1956, se vine cu anumite precizări, în sensul că se păstrează drepturile de autor pentru moștenitori, se prelungesc pentru moștenitorii și spune descendenți și soțul trăitor, supraviețuitor, ăsta e termenul, da, mă înțeles, pentru 50 de ani, iar pentru ceilalți moștenitori, 15 ani. Deci soții Alexandru Istrati și Natalia Dumitrescu sunt în această categorie, adică 15 ani. Asta înseamnă că începând cu 1 ianuarie 1973, drepturile de păstrare a drepturile de imagine de autor devin publice. Acum, în 1996, legea 8 din 1996, vine cu anumite precizări pentru că au fost pentru o armonizare cu legislația europeană și spune că
se prelungesc drepturile acestea până la 70 de ani de la moartea autorului. Și acolo este o mică inadvertență, o eroare materială, și spune că dispare un nu, care era extrem de important, în sensul că cele care au fost, cele care nu mai sunt valabile, acelea care nu mai sunt valabile nu se prelungesc, pe când aici apare că se prelungesc, deci este acel nu. Instanțele de judecată, pentru că în 2002 Teodor Nicol a acționat în instanță primăria Târgu Jiu și în final, în 2005, s-a dat câștig de cauză lui Teodor Nicol, care a venit cu această, care a pus pe masă legea 8 din 1996, care avea această inadvertență, această eroare materială, dar instanțele, totuși, dreptul constituțional, până la urmă, legea acționează în viitor. Numai cea penală este cea favorabilă, dar aici asta e, mă rog, au interpretat, deși de multe ori reinterpretează legea, de data aceasta nu au sesizat un lucru care era absolut evident și au dat câștig de cauză lui Teodor Nicol. Deși în 2004, prin legea 285 din 2004, se modifică acel articol care era deficitar și se precizează clar că drepturile de proprietate numai pentru cele care sunt valabile. Deci, iar în cazul acesta nu mai era valabil de la 1 ianuarie 1973. Deci în perioada procesului s-a întâmplat acest lucru, pentru că în 2005 abia atunci s-a dat verdictul final. Și cu această și din aceste motive toate drepturile i-au revenit lui Teodor Nicol, care sigur este un fel de jandarm. Orice lucru care este legat de această problemă ne pune frână, în sensul că ne blochează. E bine, Universitatea Constantin Brâncuș, prin departamentul de științe juridice, va avea un punct de vedere în privința aceasta și va, împreună cu Asociația Excelsior, pentru că trebuie să dăm Cezarul Cezar, dânsii au inițiat această chestiune, ne vom alia, sperăm să vină lângă noi și alte forțe și să declanșăm o acțiune pentru a restabili adevărul și să nu mai fim blocați. Și asociațiile internaționale ale artiștilor ne susțin în această cauză, pentru că este aberant. Cert, o chestiune și închei legată de legislația din Franța, pentru că Disarta. Și aici, mă rog, să nu mai facem comentarii, noi am avut o corespondență cu Disarta, ne-au răspuns niște, o casă de avocatură, foarte, așa, cu multă aroganță și cu multă superioritate, și n-am reușit să intrăm într-o anumită negociere legată de anumite cărți și anumite lucruri legate de Brâncuș pentru uzul studenților. Nici măcar acest lucru. Și de aceea trebuie să fie, să spunem, pus la punct, adică să fie adevărul scos la iveală. Legislat, ei spun că Brâncuș a fost cetățean francez și ca atare se aplică legea franceză. Și legea franceză, dacă ne uităm, legea 57 din 1957 din 11 martie, deci 11 martie, cu câteva zile înainte de a muri Brâncuș, și aceasta spune că drepturile de autor pentru moștenitori nu face nicio categorisire, se prelungește, va fi pentru maxim 50 de ani.
ceea ce însemna 2007. Sigur că se revine în legea 93 cu anumite, cu anumite modificări. Dar în, cam aceasta ar fi ideea și noi întindem mâna colaborării pentru toți factorii de care responsabili și care doresc să restabilim adevărul și să redăm umanității drepturile de imagine asupra lui, lui Brâncuș și să le scoatem din chingile lui Teodor Nicol, care a pus stăpânire pe ele. Da, se pare că această succesiune de acte normative a permis și soluții juridice care cam, eu știu, se transformă într-un fel de fraudă de lege din punct de vedere juridic. Pentru că, cel puțin din ceea ce cunosc, există niște directive ale Uniunii Europene privitoare la modalitatea în care sunt soluționate litigiile de tipul litigiului lui, chiar de tipul lui Brâncuș. Pentru că și dacă se invocă cetățenia franceză a lui Brâncuș, pentru opere care sunt plasate la Târgu Jiu, se aplică ius loci, deci dreptul locului. Dreptul locului era reglementat pe perioada regimului anterior prin decretul din 1956 pe 15 ani. Ba mai mult, cei care am crescut acin zonă și am conviețuit în Târgu Jiu știm că a fost o foarte mare perioadă în care circulau vederi ilustrate, pliante, casete și așa mai departe cu Brâncuș, fără să fie niciun fel de problemă. Acum a apărut această chestiune care n-a reprezentat altceva decât o interpretare defectuoasă a legislației, profitând, repet, de inflația de acte normative în domeniu, ori nu se mai putea aplica prelungire din moment ce încetase încă din 1973 această posibilitate referitoare la transmiterea dreptului de succesuri. De aceea, noi am hotărât ca, printr-o hotărâre de Senat, să intrăm într-un litigiu, Universitatea alături de alte organizații, inclusiv ONG-ul respectiv, dar cred totuși că aici statul român este cel care ar trebui să-și angajeze case de avocatură foarte serioase, pentru că bătălia va fi destul de dificilă, dar nu greu de câștigat. Și în același timp ar trebui Consiliul Local, primarul să fie parte. Dar pentru ce? Pentru niște bolovani? Sigur că nu se pretează domnul Romanescu să cheltuiască timp și energie sau chiar resurse financiare pentru a apăra ce? În opinia lui, niște bolovani. Cred că ar trebui ca cetățenii să meargă și să lea zilnic câte un grup de 50-100 să-l plimbe prin parcul, grădina publică, cum se numește ea, începând de la Jiu, de la Masa Tăcerii, până la Coloana Infinitului, să arate de fiecare dată care este importanța. Sigur că acum va fi un pic mai greu, pentru că tot ceea ce a reprezentat valoare Brâncuș la el este acum că a închis și strada eroilor respective, pentru că sunt, parcă ar fi săpături arheologice. Și stau acolo aceste canale care împiedică circulația de la aproape de la parc și până la calea ferată, deci o mare distanță, ceea ce mi-a amintit domnul Misu știe de perioada lui Funar, pe la Cluj cu săpăturile în piața Matei Corvin. Bun. Iată deci că lucrurile s-ar putea mișca și pentru noi rămâne un semn de întrebare de ce primăria s-a retras, nu s-a prezentat până la urmă în instanță la proces, perzând, cum știți cum e și la fotbal, prin neprezentare. Dar
Oare aceste, de aceea am pornit de la niște aspecte concrete, de la niște exemple. Cred că asta e un studiu de caz. Ar trebui ca măcar psihologii să le am discuție ca studiu de caz referitor la valoarea sau valorile civismului exprimate de persoane publice. Mai avem până la pauză 6 minute, de aceea aș vrea să pornim discuția legată exact de nivelul pregătirii și nevoia de civism, pentru că până aici am demonstrat cât de mare este nevoia de civism. L-aș ruga pe distinși și invitați, domnul ministru Marga, dacă ați face introducerea, facem o pauză după 6 minute și revenim după 10 minute, că așa este grila de program. Microfonul, porniți microfonul. Acum se aude? Da. Se aude? Da. Se aude, da. Vreau să asigur pe domnul profesor Nicolescu că atunci când am vorbit de dispariția locului, de furturilor, nu era vorba de cei de la fața locului. Vorba foarte bine și turiști, foarte indicat, mari turiștii, să nu credem asta. Doi, sigur, apropo de tot dosarul juridic, internetul. În prisme, s-a făcut o spărtură între a urmări formalisme juridice, ceea ce e corect, noi nici nu contest asta, dar pe de altă parte vă urmărește și dreptatea. De ce spun asta? Și la Cluj este aceeași situație, în cazul de pildă al lui Octavian Boga. Octavian Boga a cumpărat vieți castel de la ordine între rege, se știe. Acum castelul e intrat pe mâna unor care sunt socotiți de către unii, eu îi cunosc personal secundar, la linia Milei Boga și doi, nu mai poate veni nimeni. Ori, cum să zic, aceste moștini care sunt la ora culor naționale de la după de ani, nu mai sunt doar, cum să zic, nu sunt gestionabile doar niște oameni care încă o dată nici nu sunt în linia principală a chestiunii. Dacă ar fi fost fiță, ori poate lui, ori cum se putea discuta, dar aici este altceva. Aș mai face sugestia. Sigur, foarte bine că Universitatea Moselul nu se implică în dosarul juridic și foarte bine e și ceea ce spunea profesor Niculescu privind asociație, de acolo foarte bune contacte internaționale, dar eu revin cu o propunere. Faceți o secție de artă la universitate, pentru că unu, aveți nu numai privilegiul constantiv recurs, să zic, dar acolo, la Târgu-Jiu, fără să vă plateze cineva, mai sunt și alte tradiții, sunt puternice tradiții și acolo ar fi cazul să apară o mică catedră de istoria artei, o mică catedră de artă, de exemplu, și o mică secție. În definitiv, Târgu-Jiu este un oraș și un ținut marcabil care poate să facă asta. Și atunci puteți pleca de aceasta multe alte lucruri. Dacă e să începem discuția pe nivelul proiectiv, este tot pe așa mic se vede. Se vede, în primul rând, la primărie. Se vede la primărie ceea ce oamenii au trebuit să aleagă între anumiți candidați. Se aude? Da, da. Se aude. Doi, se vede și în abordarea cazului. Acum, totuși, România ar fi trebuit de mult să regleze cumva moșenelor Gâncuși, mai ales că piesele, cum spunea și Alain Morun, conform Ius Logi, sunt cele în aer liber, cel puțin, dar nu numai respectivele, și la Craiova, București, la Târgu Jiu, piese sunt și în România destul de semnificative. Sigur, să discutăm aceasta după ce face pauză, las acum și pe domnul coleg Jinaru să spună da. Părerea și apoi dă o pauză. Vă rugăm. Microfonul. Microfonul. Încolo de formă, se aude? Da. Dincolo de formalismul juridic, se aplică multe alte expresii, nu doar în cazurile acestea, dar e clar că, pe de altă parte,
faptul că primăria mi se pare la data la care nu a acționat, atunci mi se pare de neacceptat. Pentru că, pe de altă parte, să pierzi o asemenea posibilitate de a face din brâncuș, din tot ce înseamnă micile suveniruri locale, un adevărat comerț care de altfel atrage lume și, până la urmă, și bani la primăria locală dacă faci așa ceva. Dar toți ne ducem la Barcelona și Barcelona stă sub semnul Gaudi. Și acolo toate suveniurile au, sigur, sunt și alte, Barcelona e mult mai mare. Dar să fiu lipsită de această chestiune, e economică, poate neînsemnată, dar extraordinar de importantă. Și de altfel, pentru mine, ca așa, până la urmă, într-adevăr, spiritul legii trebuie judecat întotdeauna. Și sunt convins că dacă ar fi deschis și dacă se deschide ăsta, normal, există, cum să spun eu, șansă de a putea să se obțină ceea ce trebuia să se obțină. Pe de altă parte, e clar că nu se poate dacă nu ai în cap ideea că Brâncuș trebuie și valorificat dintr-o perspectivă mai diversă și inclusiv micul comerț și de suveniruri devine câteodată extraordinar de important pentru un oraș. Și dacă ăsta promovează, acest comerț local promovează până la urmă și turismul și aducerea turiștilor și până la urmă. Dar să nu acționezi de atunci și până acum, chiar dacă să zice primarul de atunci n-a acționat, de atunci au trecut atâția ani, sunt deja din 2005 până acum sunt deja 15-16 ani, să nu acționezi, să faci ceva în direcția asta, mi se pare inacceptabil. Bun, mulțumim, ne vedem după 10 minute.